Oamenii lui Dumnezeu, aș vrea să vă rog doar pentru câteva clipe să vă re-ridicați în picioare. Am intenția să citesc un pasaj din Scriptură și este bine să-L cinstim pe Domnul, niciodată nu-L vom cinsti mai mult decât se cuvine. De data aceasta o să citim din Faptele Apostolilor, pasajul consacrat, Fapte capitolul 2. Fapte capitolul 2, versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Amin. Mulțumesc. Reocupați-vă locurile. De dimineață am ascultat o predică cu o încărcătură teologică deosebită din Galateni, capitolul 5. În seara aceasta am intenția să rostesc o predică care să aibă și caracter istoric și teologic. Și scopul meu cu predica aceasta este să vă aduc încă o dată aminte de ce Dumnezeu, trecând prin istorie și începând de la Avram, prin care bărbat și familie și-a format un popor, cu care a mers prin tot felul de experiențe până când la împlinirea vremii s-a întrupat Mesia. El a murit, a înviat, s-a ridicat la cer și peste 10 zile a fost sărbătoarea glorioasă sau împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, coborârea Duhului Sfânt. Și atunci s-a întemeiat Biserica Domnului și de 2000 de ani ea este pe pământ. Hristos se va întoarce după ea în viitor, în viitorul apropiat sau în viitorul îndepărtat. El știe când va veni, dar dacă ne uităm în lumea în care trăim, observăm că cel puțin semnele mari ale Scripturii, care nu sunt prea interpretabile, în sensul că sunt ușor de înțeles, acestea sunt foarte pe cale să se finalizeze în împlinirea lor. Dar scopul meu în această seară, așa cum spuneam, este să surprind din câteva versete biblice, câteva adevăruri mari, care nu sunt adevăruri marginale, ci sunt adevăruri fundamentale, legate de scopul pe care Dumnezeu l-a avut atunci când l-a trimis pe Duhul Sfânt. Aici nu vorbim neapărat de o perspectivă penticostală sau baptistă sau denominațională, în ciuda faptului că noi suntem o biserică penticostală, ci vorbim despre Scriptură, despre Cartea lui Dumnezeu și despre mesajul pe care el conține, fiind descoperit, revelat de Dumnezeu. Aș începe spunând faptul că umplerea cu Duhul Sfânt înseamnă, de fapt, umplerea cu Dumnezeu. Vedeți, noi am creat niște termeni, am creat niște tipare și când folosim un termen, ne referim la ceva anume ce este mai mult teologic sau religios decât biblic. Aș vrea să fugiți de lucrul ăsta dacă se poate, pentru că în felul ăsta o să creăm o altă Biblie. Este bine să folosim termenii biblici cu înțelesul lor original. Și atunci când spun că cine este plin de Duhul este plin de Dumnezeu, este chiar așa. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt locuiește în El. Dar umplerea cu Duhul Sfânt este o lucrare unică și specială pe care a făcut-o Dumnezeu la cincizecime. Umplerea cu Duhul Sfânt îl plasează pe credincios sub directa și totală ascultare de Dumnezeu. Niciodată oamenii de pe pământ, mă refer la oamenii credincioși, de la început până astăzi, nu au avut atâtea resurse să se așeze sub ascultarea lui Dumnezeu, sub totala ascultare și dependență de Dumnezeu, ca și oamenii din dispensația bisericii. Pentru că acum Dumnezeu nu mai este lângă noi și cu noi, El este în noi. Suntem ca niște containere
în care a venit Duhul Sfânt până când s-a umplut. Asta înseamnă umplere cu Duhul Sfânt. Mergi la gas station, pui pompa să curgă benzină și când se oprește, rezervorul este plin. Containerul acela care era gol s-a umplut. Credinciosul rămâne cu voință proprie, inclusiv când prorocește. Să nu credeți că atunci când prorocește, el nu mai știe de el și vorbește gura fără el, așa cum îi dă Dumnezeu. Descoperirea lui Dumnezeu nu-i mecanică. Nu-i merge gura fără să știe ce spune. El dacă vrea, când prorocește, dacă vrea să se oprească, se poate opri, că Duhul prorocului e supus prorocului. El poate să amâne prorocia, să o spună peste 5 minute mai târziu sau peste 5 minute mai devreme. El poate să se ducă la un om să o spună personal dacă este pentru un om sau poate să o spună în public dacă este o lucrare pentru întreaga congregație, pentru întreaga biserică. Toate lucrurile acestea el poate să le facă pentru că Dumnezeu nu ia voința omului. Știți cine ia voința omului? Diavolul. Diavolul depersonalizează pe om, îl robește, îl stăpânește. Dumnezeu îl înnobilează. Dumnezeu îl folosește, îl călăuzește, îl îndeamnă. Credinciosul are voință proprie, însă aceasta se subordonează lui Dumnezeu dintr-o dorință, dintr-o intenție personală. Noi nu suntem obligați să predicăm, predicăm pentru că vrem, simțind că Dumnezeu ne-a chemat. Cine cântă, cine are o vedenie, o prorocie, cine manifestă un dar spiritual, nu e obligat, e doar chemat. Iar această chemare este cea mai înaltă chemare de sub soare. Dumnezeul care este atât de inteligent, de înțelept, încât a făcut tot universul ăsta, care nici acum nu poate fi înțeles de așa zisă numită știință și inteligență artificială, el a creat toate lucrurile. El ne-a creat pe noi, pe oameni. Aș vrea să îl rog pe fratele Radu să fie atent la versetele pe care aș vrea să le citesc, pentru că am intenția, fiind pe screen, să ne gândim împreună la ele. Și o să citim mai întâi Fapte, capitolul 1, versetul 8. Vreau să spun prin versetul acesta pe care o să îl vedem pe screen, faptul că începând cu cinzecimea, încercați să înțelegeți ce spun, începând cu cinzecimea, lucrarea lui Dumnezeu a ieșit din granițele poporului evreu și din granițele Imperiului Roman și a cuprins întreaga lume. Niciodată până la cinzecime nu a fost așa. Lucrarea lui Dumnezeu a fost în grădină, însă Adam și Eva au stricat-o, sau mai biblic spus, Eva și Adam au stricat-o. După aceea Dumnezeu a format un popor și în interiorul acestui popor, aduceți-vă aminte, spunea străinul, n-are ce să caute aici. Străinul, adică orice altă naționalitate cu excepția evreilor, n-au avut ce să caute înaintea Domnului. Însă de la cinzecime s-a trecut dincolo de granițele Israelului și dincolo de granițele Imperiului Roman și pentru prima oară în istoria umanității lucrarea lui Dumnezeu a cuprins toate ființele umane. De aceea e valabil Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu evreii, continentul, nu, toți oamenii, toată lumea. Este pentru prima oară când se întâmplă lucrul acesta și de 2000 de ani încă se întâmplă lucrul acesta până la revenirea Domnului Iisus. Haideți să ne uităm la versetul cu pricina. Voi veți primi o putere în momentul în care Duhul Sfânt se va coborî peste voi și în veți fi martori, se subînțelege, folosim puterea aceasta, în veți fi martori, în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Am vrut să surprind următorul lucru. Voi veți primi o putere ca să fiți martori. Veți primi o putere ca să fiți martori. Veți primi o putere ca să vă duceți cu mărturia voastră până la marginile pământului, începând de unde trăiți și terminând la marginile pământului. Ce înțelegeți dumneavoastră din scopul lui Dumnezeu? Că ne-a dat puterea care vine din Duhul pentru a avea rolul, scopul de martori și să mergem până la marginile pământului. Asta înseamnă că scopul primar al botezului cu Duhul Sfânt este evangelizarea și misiunea. Aici se spune clar că ne va da putere, ne va echipa cu această putere și noi vom pleca călăuziți, încurajați, autorizați de această putere care vine din Duhul
mergând cu mărturia lui Dumnezeu. Mărturia lui Dumnezeu pleacă din inima unui om care a experimentat-o deja. Un om nemântuit nu poate predica, iar dacă predică, el transmite o informație. Acesta este scopul primar, nu este singurul scop, dar este scopul primar pentru care Dumnezeu, nu Duhul Sfânt, ci umplerea cu Duhul Sfânt. Vă întreb, de ce oamenii se simt astăzi confortabili să ceară botezul cu Duhul Sfânt, dar să nu folosească umplerea care au primit-o? De ce avem nevoie de umplere dacă nu o folosim? De ce facem jumătate din ce trebuie să facem? Dumneavoastră, cum explicați lucrul acesta? Cum ne ducem noi în seara asta acasă liniștiți și împăcați cu noi, când știm că Dumnezeu ne-a dat banii ca și celor care au primit talanții, ca să investească și ei nu, unul dintre ei nu i-a investit, i-a îngropat în pământ. Ce facem cu puterea care ne-a fost dată? De ce ne-a fost dată? Doar pentru că suntem penticostali? De ce am cerut umplerea cu Duhul Sfânt? Nu-i valabilă pagina asta din Scriptură? Cum explicăm noi? Cum ne găsim liniștea în timp ce primim ceva, o resursă, o forță? Primim un medicament de care lumea are nevoie ca să nu moară. Dumnezeu ne dă nouă medicamentul și spune, du-te până la marginea pământului și împarte medicamentul la toți oamenii pe care îi întâlnești, ca să trăiască. Noi primim medicamentul, asta este un fel de confirmare, acceptare a faptului că suntem gata să facem lucrul ăsta, dar nu-l facem. Rămânem acasă și medicamentul e la purtător, e la noi. E la noi în living room. Și nu mergem nicăieri. Mai facem aici o evangelizare și le spunem oamenilor, hei, bolnavilor, care vreți, veniți aici că avem medicamente. Mai vine unul, mai vin 10, mai vin 100. Dumneavoastră, vi se pare biblică această atitudine din secolul 20? Și unul. Conștiința noastră care este luminată de Duhul Sfânt se împacă cu această jumătate de măsură? Hristos nu vorbește pastorilor aici. Noi ne-am liniștit conștiința că am încredințat lucrarea de evangelizare specialiștilor, profesioniștilor, dacă îmi permiteți, deși e pe jumătate adevărat ce am spus. Și noi stăm liniștiți, dar umplerea cu Duhul Sfânt este pentru toți. Toți trebuie să mergem. Nu trebuie neapărat să mergem până la marginile pământului, dar măcar în Ierusalim unde trăim, măcar în zonă, în Iudeea, măcar în vecinătate, în Samaria. Aici unde nu-i departe. De ce ne simțim confortabil să nu împărțim medicamentele pe care ni le-a dat Dumnezeu? Medicamente care îi vor ține în viață pe oameni. Aici nici măcar milă nu există. Nici măcar interes pentru viețile oamenilor. Nu mai vorbim de mandatul pe care ni l-a încredințat Dumnezeu. Frați și surori, întotdeauna când ne vom aduce de cincizecime, să țineți minte, ideea asta pe noi ne îndatorează. Dumneavoastră știți de ce urăște lumea pe creștini? Pentru că întotdeauna când un om nemântuit vede pe unul mântuit, îi aduce aminte de lucru pe care trebuia să-l facă și nu l-a făcut. De aceea necredincioșii nu-i suportă pe credincioși. Pentru că oricine vede un pocăit, își aduce aminte că e dator la Dumnezeu să se pocăiască și încă n-a făcut-o. Ori de câte ori ne vom aduce aminte de cincizecime, să ne aducem aminte că suntem încă datori, încă avem medicamentele la noi acasă. Iar oamenii lângă noi mor. Dumneavoastră, vi se pare pocăință treaba asta? Vi se pare dragoste? Dacă Dumnezeu ne-ar fi iubit așa și ar fi rămas în cer, iar noi muream liniștiți aici și mergeam în iad, este exact același lucru. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Asta înseamnă că și dumneata ești fiecare, fiecăruia. Eu sunt fiecăruia, dumneata ești fiecăruia, fiecare dintre noi suntem, facem parte din fiecare. Fiecare am primit ceva spre folosul altora. Ce am primit eu spre folosul dumneavoastră? Ce ați primit dumneavoastră spre folosul meu sau spre folosul altora? La întrebările astea, dacă nu răspundem acum, va trebui să răspundem altă dată.
iar atunci va fi complicat. Dumnezeu are pe pământ o instituție numită biserica, iar noi suntem o mică parte din această biserică a lui Dumnezeu. Scopul primar pentru care Dumnezeu a dat medicamentul, a dat resursa, a dat forța, puterea, este ca noi să o luăm, să nu mergem cu puterea noastră care este prea mică pentru o asemenea misiune și să plecăm. Și să împărțim bolnavilor medicamente. Asta este treaba noastră. Femeie sau bărbat? Tânăr sau bătrân? Aici nu trebuie să ai teologie, nu trebuie să ai școală, nu trebuie să fii ordinat. Spune ce ți s-a întâmplat, cum ai fost mântuit. Atât. Haideți să citim un alt pasaj. Fapte, capitolul 6, versetul 3. 6:3. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt, plini de Duhul Sfânt, plini de Duhul Sfânt, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Observați, ne întâlnim din nou cu ideea de Duhul Sfânt. Aici nu mai suntem în locul în care toți oamenii stau în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îi trimite pe toți. E, dintr-o dată Dumnezeu face o selecție și se referă doar la bărbați care trebuie consacrați prin actul ordinării, prin dedicare, sunt dedicați lui Dumnezeu. Probabil că avem un cuțit la bucătărie sau mai multe, dar și în garaj avem acolo un cuțit mai vechi. Nu foarte scump, așa, să ne facem treaba cu el. Unul e consacrat pentru bucătărie, cu el ne tăiem pâinea, crnații și șunca, adică slănina, și cu ăla din garaj, nu știu ce tăiem, tăiem orice. E, aici Biblia vorbește despre o parte dintre bărbați mântuiți pe care Dumnezeu îi consacră să fie ordinați. Și Scriptura ne spune că putem ordina, condiția primară a ordinării este să fie plin de Duhul Sfânt. Nu eu spun asta, eu doar vă aduc aminte ce scrie în Biblie. Ce putem înțelege de aici decât un singur lucru? Când vrem să ordinăm pe cineva, o categorie mică de oameni consacrați ca să facă slujbă în casa lui Dumnezeu, prima condiție e să fie plin de Duhul Sfânt. Din nou ne întâlnim condiția primară, dar nu mai e pentru toți ca evanghelizarea și misiunea, ci este doar pentru o categorie care a primit chemarea să facă lucrul acesta în baza voinței lui Dumnezeu. Alegeți dintre voi, dar pe cei pe care îi alegeți trebuie să vă asigurați că sunt plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Întotdeauna înțelepciunea se asociază cu umplerea cu Duhul Sfânt. Întotdeauna. Întotdeauna. Dacă vedeți un om neînțelept, dacă nu are probleme constituționale, că sunt oameni care, unii sunt bolnavi la ficat, unii sunt la plămâni, unii sunt la gât, alții sunt la cap. Și boala la cap e o boală. Nu-i deloc de râs. E o boală. Sau poate nu e o boală, este o incapacitate. Sau poate nu e o incapacitate. Așa s-a născut. Vedeți că eu sunt mai mărunt decât fratele Marinel Cornea, decât fratele Nicu Știrbu, decât fratele Cladovan, să nu vorbesc de cei care sunt mai înalți. De ce sunt mai mărunt? Așa m-a făcut pe mine Dumnezeu. Alții sunt mai mărunți la minte, alții sunt mai mărunți la suflet, alții sunt mai mărunți la dărnicie. Așa e viața. Aici nu vorbesc de decizia de a fi într-un fel, asta e constituțională, nu eu am hotărât să am înălțimea asta. E constituțional, n-am ce face. Întreb, atunci când dăm noi cu pixul, ne gândim la asta sau ni se pare că suntem importanți și acum ne-a venit vremea să hotărâm? Puteți să mă credeți că într-o zi vom fi confruntați cu motivația cu care am dat cu pixul? Poate vi se pare că sunt prea exigent, aveți dreptul să vi se pară orice, dar dumneavoastră credeți că sunt mai exigent decât Dumnezeu? Într-o zi vom da socoteală de motivele pe care le-am avut pentru pixul cu care am dat așa sau altfel. Asta Scriptura spune, nu eu. Avem dreptul să dăm cu pixul, dar ținând cont de condițiile lui Dumnezeu, nu de mofturile noastre.
și nici de condițiile noastre, care reflectă interese personale sau de grup. Gândiți-vă la lucrurile astea și dacă vă gândiți profund, o să acceptați că este o tristă realitate sau o fericită realitate. Ce am vrut să spun se repetă în Fapte 20, versetul 28. Luați seama, dar la voi înșivă, acum vorbește despre aleșii ăștia, luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopii. Episcop probabil că e echivalent cu păstor sau chiar cu prezbiter, dar haide să zicem cu păstor, să rămânem în felul în care funcționează biserica noastră. Ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu. Cine are dreptul să păstorească biserica lui Dumnezeu? Oameni puși de Duhul Sfânt în competența, în rolul acesta să păstorească. Observați, Duhul Sfânt este prezent în versetul acesta. Duhul Sfânt conduce lucrul ăsta. Haideți să ne uităm la un alt verset din Scriptură. Capitolul 6, versetul 10. Suntem în Cartea Faptelor încă pentru următoarele câteva versete. 6 cu 10. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Despre cine e vorba? Despre Ștefan. E un pasaj foarte lung aici. O să citesc asta puțin mai târziu. Haideți să ne oprim un pic aici. Nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Observați din nou asocierea între înțelepciune și Duh. De unde vine punctul nostru de vedere unde un om poate fi plin de Duhul Sfânt în timp ce nu este înțelept, iar lipsa de înțelepciune face rău adunării, strică mărturia bisericii, creează probleme și partide în biserică, lovește și îndurerează. De ce? Pentru că nu există înțelepciune. Noi credem că există umplere cu Duhul Sfânt, dar fără înțelepciune. De ce? Pentru că ce înseamnă pentru noi umplere cu Duhul Sfânt de multe ori este o expresie cu semnificație religioasă, nu biblică. Când va fi biblică, ea va fi asociată cu înțelepciunea. Înțelepciunea care vine de sus nu este egoistă, nu este personală. Aici nu vorbesc de casa mea și nici de casa lui mama. Aici se vorbește despre biserica lui Dumnezeu care poate să cuprindă tot pământul. Hristos nu și-a reprezentat interesele sale. Dumneavoastră știți că a stat un moment în fața lui Dumnezeu și a spus: se poate altfel? Nu, nu se poate, mă duc. Și s-a dus. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă oameni și nu numai pe cei simpatici, și pe cei antipatici. Nu numai pe cei prietenoși cu noi, și pe cei neprietenoși. Că nu noi hotărâm cine intră în împărăția lui Dumnezeu. Unii sunt mai mofturoși, unii sunt mai ciudați, unii sunt mai închiși, unii sunt mai introvertiți. Așa, toți oamenii pot fi mântuiți dacă se pocăiesc. Nu trebuie să fie cum vreau eu. Că nu sunt eu reperul în împărăția lui Dumnezeu. Eu sunt un rob. Calitatea robului este să asculte. Haideți să ne uităm la un alt verset. Capitolul 7. Contextul e același. Versetele 54 la 60. Fratele Radu o să le pună pe rând, o să le păstreze un minut sau mai puțin. Noi o să le citim și ne mutăm de la 54 până la 60. Vă încurajez să citiți. Mai devreme am vorbit despre înțelepciunea și Duhul
pe care Dumnezeu i le-a dat ca resursă. Și acum, să nu iei versetul de pe screen, 60, să-l lași așa, te rog. Și acum ne uităm la cum a reușit el să fie sub autoritatea, sub influența Duhului și a înțelepciunii lui Dumnezeu. Apoi a îngenunchiat. Când a făcut asta? În timp ce un număr foarte mare de oameni dăteau cu pietre în el, îl loveau în cap și peste tot pe corp. Și s-a prăbușit. A căzut în genunchi și ea continuau să dea cu pietre în el. Biblia spune, răcnea. Cornilescu a folosit expresia asta. Când un om răcnește, înseamnă cât îl țipă, cât îl ține gura, dar cu răutate. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul ăsta. Numai Hristos a mai spus asta. Am pus în evidență scenariul ăsta pentru a vă spune următorul lucru. Acceptarea persecuției, a nemulțumirii, a loviturilor, a nedreptățirii, când ești plin de Duh și de înțelepciune. Când aș putea eu vreodată să fiu atât de persecutat încât să fiu omorât cu pietre? Atunci, dacă s-ar întâmpla vreodată să fiu așa, ar trebui să îngenuchez și ultimile mele cuvinte să fie acestea. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, nu-s conștienți, nu înțeleg pe termen lung acțiunea lor de ură și de răutate. Nu pun problema așa, zmânați de ură, de mânie nebunească. Și noi, atât de șifonabili, oameni dragi, puteți să prindeți ideea, puteți să o prindeți. Atât de mult ne-am schimbat dacă am înțelege, pentru că conștiința nu ne-ar mai da pace. Omul ăsta a fost omorât de niște oameni cu o inimă murdară, de niște religioși fanatici, care l-au confundat pe Dumnezeu cu religia lor și l-au omorât pe acest sfânt. Și acest sfânt, în timp ce murea, nu s-a împotrivit, n-a cerut milă, nu i-a blestemat, nu le-a spus, vine împărăția lui Dumnezeu și o să vă mănânce iadul. A spus doar atât. Doamne, iartă-i că-și nu știu ce fac. Iar el este frate cu mine. E diferență între mine și el? Puteți să prindeți ideea? Faceți ce vreți. Oameni dragi, e ușor să venim la biserică. E ușor să intrăm prin obiceiurile bisericii. E ușor să folosim cu semnificație religioasă, poate chiar teologică, expresia botez cu Duhul Sfânt. Uitați-vă ce înseamnă botez cu Duhul Sfânt și înțelepciune. Un om care moare mângâiat de pietrele care îl ucid și se roagă ca o mamă pentru copiii ei, în timp ce ei erau niște ticăloși care l-au omorât fără să aibă dreptate. Era un nevinovat. Dacă vreodată merita să trăiască, era acum când s-a pocăit. Petru spune, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos. E 1 Petru 4 cu 14. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi. Cineva din lume ar spune, halal ferice. Ce fericire e asta? Pentru cine e fericire treaba asta? Ridicați mâna, spuneți așa, pentru mine e fericire. Nu. Pentru fire nu-i fericire, e o ofensă teribilă. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele meu, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Ați prins ideea? Noi credem că peste tot se odihnește Duhul Domnului, dar contestatori ca noi, când suntem, poate cineva ne fură, poate cineva nu ne dă banii, muncim undeva și nu ne dă banii, poate un vecin ne face un rău, poate în familia extinsă, poate o mie de scenarii, aș putea să dau exemple, poate fi orice. Cum reacționăm? Păi uneori ne este greu să o răbdăm pe nevastă, ne e greu să o răbdăm pe mama care ne-a dat viață și ne-a purtat în pântece, ne e greu să răbdăm pe mama soacră care e mama la nevasta mea.
sau a bărbatului meu. Ne e greu să răbdăm un frate, un cumnat. Luăm foc! Dar plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Oameni dragi, uitați-vă la Scriptură. Asta e baza. Nu predica mea, predica mea nu-i bază. Uitați-vă la Scriptură. Petru, știți bine că are dreptate. Ok, eu n-am, dar Petru are. Și Luca are în Faptele Apostolilor. Aici trebuie să ajungă un om. De aproape 40 de ani fac lucrul ăsta. Și nici acum nu sunt în stare să fac lucrul ăsta bine. Cât o să mai trăiesc? Dacă mai trăiesc încă 40, credeți că o să reușesc? Nu, se va repeta neputința. Nu lungimea anilor e problema, ci intensitatea lor, cum spunea Iorga. Ce facem cu anii pe care îi avem? Tot timpul ne mai trebuie un an. Pentru ce? Să mai punem unul lângă ceilalți? Duhul Sfânt, când umple o inimă de om, ea devine îndumnezeită, ea devine curată, ea devine nobilă. Dreptatea ei, din punctul ei de vedere, nu mai interesează, nu mai e importantă. Uitați-vă aici și o să vedeți. Ștefan n-a mai avut nevoie de dreptatea lui. Pur și simplu s-a rugat pentru oamenii ăia de parcă urma să-i binecuvinteze. Când vorbim despre Duhul Sfânt, cel puțin să ne uităm în concordanță, să scoatem de acolo cuvintele în contextul în care au fost scrise și să ne uităm despre ce este vorba, cum a fost atunci. N-avem nevoie de predicator. Nu, este foarte ușor. Suntem adulți și înțelegem. Haideți să mai citim încă un verset. Fapte 10. Am văzut că scopul primar al botezului cu Duhul Sfânt este evangelizarea și misiunea. Am văzut că condiția primară a ordinării este botezul cu Duhul Sfânt. Am văzut că manifestarea înțelepciunii duhovnicești întotdeauna este asociată cu umplerea cu Duhul Sfânt. Am văzut că întotdeauna umplerea cu Duhul Sfânt te predispune la persecuție pe care o accepți. Pur și simplu o accepți. Pare o slăbiciune, dar nu este slăbiciune, asta este biruință. Și acum urmează confirmarea primei descoperiri. Asta e o idee puțin mai profundă, sper să o prindeți. Haideți să citim împreună, 10:19. Și pe când se gândea Petru la vedenia asta, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni. Înainte să îi se arate, să îi se descopere lui Petru această a doua prorocie în legătură cu subiectul ăsta, cui i s-a descoperit? I s-a descoperit lui Corneliu. Dacă lui Petru nu i se descoperea, credea Petru? Păi aproape că n-a crezut nici după ce i s-a descoperit. Ce i s-a descoperit lui Petru a fost confirmare la descoperirea lui Corneliu. Uitați ce vreau să vă spun. Sunt oameni care vin și îmi spun mie că Domnul lui a descoperit să facă așa și așa, dar mie Domnul nu îmi spune nimic în legătură cu treaba aia. Nu vorbesc aici despre general, ci vorbesc despre o situație foarte concretă. Să zicem, vine un băiat la fata mea sau a dumitale și spune următorul lucru. Am avut o vedenie, o prorocie. Dumnezeu mi-a descoperit că trebuie să te căsătorești cu mine. Fata sau băiatul ar trebui să-i spună. Noi suntem doi oameni. Trebuie două prorocii, una pentru mine și una pentru tine. Dumnezeu care te-a convins pe tine, acum trebuie să mă convingă și pe mine. Pe Dumnezeu nu-l doare gura. Iertați-mi îndrăzneala să spun asta despre Dumnezeu. Dar vreau să fiu pe înțeles, doar de asta spun așa, nu că s-o brasnic. Dumnezeu, cum ține la unul, ține și la celălalt. Că la primul la care i s-a descoperit, ăla e plin de râvnă, ăla cum ar face nunta? Că i-a vorbit Dumnezeu. Dar fata sau băiatul, adică celălalt, ăla nu-i sigur. De unde să știe el că e adevărat ce spune ăsta? Nu-i normal Dumnezeu să-i dea liniște și la al doilea cum i-a dat lui primul? Sfânta înțelepciune întotdeauna este asociată cu Sfântul Duh. Asta se numește confirmarea descoperirii. Nu mă înțelegeți greșit, simt să precizez asta. Nu mă înțelegeți greșit. Nu vreau să spun că dacă cineva se ridică în adunare și are o prorocie, Dumnezeu trebuie să vină la mine și să spună, fii atent că cineva va proroci, să știi că e adevărat. Nu la asta mă refer. Mă refer la chestiuni personale. Mai spun unul sau două lucruri și mă opresc. Haideți să mai citim și versetul 38 din același capitol, respectiv 10:38.
Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, pentru simplu motiv că Dumnezeu era cu el. Doar pentru atât. Fiindcă Dumnezeu era cu el, el făcea următorul lucru. Umbla din loc în loc. A umblat ce a umblat prin Ierusalim, la el era, Ierusalimul era Nazaretul, că acolo nu acolo s-a născut, dar acolo a copilărit. Capernaumul era orașul mare, Nazaretul era ceva micuț. Capernaumul era reședința de județ, era Chicago, să zicem. Și după aceea observați, umblat din loc în loc. Știți că a ajuns în sud? Știți că a ajuns în Decapole? S-a dus peste tot. 3 ani și jumătate n-a avut liniște. Liniște în sensul că, nu că n-a avut liniște sufletească, a avut o pasiune incredibilă și până când a fost ucis, a mers peste tot, din nou și din nou. Se ducea în Galileea, se întorcea în Iudeea, unde era Ierusalimul, unde era Capernaumul. Duhul l-a mișcat. Duhul e dinamic. Duhul e harnic. Duhul are proiecte. Duhul are o lucrare veșnică. El folosește agenți umani. El folosește agenți umani. Păi atât de mult ține la ideea asta, încât atunci când famenul se întorcea în căruța lui, citind pe prorocul Isaia, îngerul s-ar fi putut duce direct la el și spunea, pune mâna și te botează-mă. Și famenul sărea direct în apă. Dar îngerul n-a făcut treaba asta, ci s-a dus la Filip și i-a spus, du-te în pustie. Ajunge carul ăla. Și un agent uman se duce și îi predică, nu un înger? Nu știi îngerii să predice? Ba da. Dar trimite un om în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Observați, Duhul îl punea să meargă din loc în loc, făcea bine, vindeca de boli și elibera de apăsările diavolului. Observați aici că acestea două sunt puse la egalitate. O problemă e a trupului, a cărnii, noi luăm medicamente acum pentru treaba asta, și cealaltă este a psihicului, ca să fiu mai biblic sau mai bisericesc, a cugetului. A cugetului, pentru că aia e camera unde stă Duhul. Când diavolul vine într-un om, acolo stă. Când Dumnezeu vine într-un om, când Duhul vine într-un om, Duhul Sfânt, acolo stă. Pentru că aia e camera pentru relaționarea cu duhurile. Indiferent că e Duhul lui Dumnezeu Sfânt sau sunt demoni și influențe demonice. Observați că acestea două sunt puse la egalitate. Trebuie să acceptăm că pe prima o facem. Avem o listă de 130 de persoane. Ne rugăm să se vindece. Pe a doua nu o mai facem. Avem pe cineva pe listă să le libereze Dumnezeu de demoni sau de influent, cum zice Biblia? Cornilescu zice, apăsarea, parcă așa, nu găsesc cuvântul. A, da, l-am văzut. Apăsați de diavolul. Pentru apăsați de diavolul, avem pe cineva pe lista de rugăciune? Nu. De ce? Nu mai e nimeni apăsat de diavolul? Sau noi nu mai credem în treaba asta? Dumneavoastră, cum înțelegeți Scriptura asta? Că trebuie să o înțelegeți într-un fel și dumneavoastră, ca și mine. Cum o înțelegem? Nu mai e valabilă partea asta din Scriptură? Am vrut să spun prin asta că Duhul Sfânt este implicat în vindecarea bolilor și în eliberarea de apăsările diavolului. Folosesc expresia biblică ca să greșesc cât mai puțin cu putință. Și mai spun încă un lucru. Fapte 16. Acest verset nu este ușor de înțeles, este ușor de acceptat. 16:6. Este ușor de acceptat, dar nu este ușor de înțeles. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să predice cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Observați? Duhul Sfânt i-a oprit să meargă într-un loc. Duhul Sfânt nu doar ne trimite, Duhul Sfânt ne și oprește. Pentru că uneori avem un plan să mergem într-un loc, nu-i rău să mergem acolo, dar nu-i potrivit acum. Să predici Evanghelia peste tot e ok, dar uneori Duhul vrea ceva concret.
în înțelepciunea lui Dumnezeu, vrea ceva concret, specific. Nu întotdeauna vrea Duhul Sfânt. De obicei, Duhul Sfânt nu vrea ceva concret și specific. În Marea Trimitere, nu spune ce, până la marginile pământului, nu e nimic concret aici, e foarte general. Dar observați că aici e ceva concret, ceva specific. Nu te duci aici. Nu. În Faptele Apostolilor există ideea asta. Am vrut să o subliniez pentru ca să pun în evidență greșeala mecanicismului. Aici este nevoie de sensibilitate, e nevoie de libertatea Duhului, e nevoie de obiceiul de a căuta pe Domnul până când simțim așa o pace în suflet. Eu pot să fac comparația la ideea pe care tocmai am spus-o cu decizia de a predica una sau alta. Cel mai greu lucru pentru un predicator, când nu are o predică impusă, cerută, că dacă îi spun fratelui, unul dintre predicatori, ține o predică de nuntă, l-am obligat să se concentreze pe căsătorie. Nu poate să predice de Duhul Sfânt sau de altceva. Dar dacă îi spun predică, ce te călăuzește Duhul? Orice predicator are o foarte mare problemă. Ce să spună? Că poate să ține o predică de pe orice pagina Scripturii, dar care-i voia lui Dumnezeu? Asta nu este ușor de aflat și uneori există un chin sufletesc foarte profund cu privire la treaba asta. Ei, tot la fel aici, este nevoie de acest accept al Duhului, de această libertate de a face un lucru sau de a nu-l face. Nu e vorba de ceva mecanic, e vorba de călăuzirea Duhului, ori Duhul există în fiecare dintre noi. Trebuie să urmărim treaba asta, căutând să facem bine, din loc în loc, ca și Hristos. Mă gândeam ce anume să mai spun, am mai multe lucruri notate aici. Haide totuși să spunem asta pentru că este o idee cu care ne confruntăm în fiecare zi și niciodată nu o să mai avem atmosfera de la cincizecime decât la anul. Romani 8,2. Cunoașteți bine versetul acesta. El vine ca o soluție la Roman 7, iar Roman 7 e pasajul ăla unde Pavel spune: nu fac ce vreau, fac ce nu vreau. Nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Se plânge neputința omului care știe voia lui Dumnezeu, dar nu o poate împlini. Și acum apare Romani, capitolul 8, versetul 2, care spune: în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a eliberat. Mi-a rezolvat problema legii păcatului și a morții. Adică omul ăsta era condus de legea păcatului, era robit, era dependent. Acum a primit în el legea Duhului, autoritatea Duhului, puterea Duhului și s-a așezat sub stăpânirea Duhului. Și Duhul, sub a cărui stăpânire s-a așezat, l-a eliberat de autoritatea firii. Adică Duhul a intrat în inima lui și pentru că e mai mare decât robia păcatului, a scos robia păcatului afară de acolo. Ideea este următoarea. Atunci când ești plin de Duhul Sfânt, se întâmplă într-o anumită măsură realitatea asta surprinsă în versetul 2. Legea Duhului de viață te eliberează de lucruri pe care nu te-ai putut elibera singur. Sunt oameni care se luptă cu dependența de țigări, de alcool, de pornografie, jocuri de noroc, cazinouri, tot felul de păcate, alții droguri, alții crimă, violență, putem enumera o grămadă, unele mai grave decât altele. Uitați ce spune Scriptura, legea Duhului de viață, dar în Hristos, nu lângă Hristos, m-a izbăvit, m-a eliberat, mi-a rezolvat problema legii păcatului care mă domina, mă conducea. Și nu făceam ce vreau, făceam ce nu vreau. Asta e definiția dependenței, că nu mai faci ce trebuie. Devii rob. Altcineva are drept să hotărască unde te duci. Observați soluția lui Dumnezeu. Cine o mai bagă în seamă? Suntem saturați de predici, suntem saturați de creștinism, suntem saturați de cântări, de poezii, suntem pur și simplu saturați. Internetul este plin de informație. Vrei să-l asculți pe Lazar Gog? Apeși de două ori, l-asculți pe Lazar Gog. Vrei să-l asculți pe Benny Hinn? Apeși de două ori, l-asculți pe Benny Hinn. Cel mai renumit predicator, predicatorul preferat, e la dumneata în casă 24 de ore. De două ori apeși și acolo vorbește.
Asta creează saturație. Creează saturație. 1 Corinteni 2 cu 13. Vorbim despre aceste lucruri nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Atenție! Folosind o vorbire duhovnicească pentru lucruri duhovnicești. Dumneavoastră probabil că m-ați auzit de mai multe ori și poate că uneori v-ați supăra pe mine, poate că m-ați înțeles sau nu m-ați înțeles. Când am încercat să spun următorul lucru, în Scriptură nu există nicăieri o singură glumă. Iar când vorbim despre relația, despre întâlnirea omului cu Dumnezeu, când această întâlnire a fost fizică, omul a căzut jos leșinat. Sau s-a aruncat cu fața la pământ să se închine și a spus îngerul sau ființa angelică, nu, nu, lui Dumnezeu închină-te, nu mie. Observați că în generația noastră există predici pline de miștocăreală, iertați-mă, vă rog frumos, pentru cuvântul folosit, pline de glume. E un circ și jumătate. Oamenii se duc acolo, se țin cu mâna de burtă. Și asta e în numele Domnului. Mă, frați, păi noi față de Dumnezeul acesta suntem vinovați, murdari și păcătoși. Te duci spunând bancuri în fața Lui? Uitați-vă, eu am scris Biblia. Întrebuințați o vorbire duhovnicească pentru lucruri duhovnicești. E predica un lucru duhovnicesc. Când vine să ridic vocea, că sunt indignat. Este un lucru duhovnicesc. Și atunci de ce îl faci folosind un limbaj de circ și de miștecoreală și de băiat de cartier? De ce? Ce vrei să transmiți cu asta? Că ești un reper, te ascultă oamenii, te ascultă copiii noștri și e mai ușor să se ia după tine decât după mine. Uite ce spune Biblia, spui lucruri duhovnicești? Folosește un limbaj duhovnicesc. Folosește cuvinte duhovnicești. Folosește cuvinte din vocabularul lui Dumnezeu, al Scripturii, al apostolilor. Câteva dintre lucrurile care se întâmplă într-un om când este plin de Duhul Sfânt sunt cele pe care le-am amintit și mai sunt multe altele. Astăzi celebrăm ziua în care Duhul Sfânt a venit pentru prima oară pe pământ și lucrarea lui Dumnezeu a cuprins întreg pământul, a trecut dincolo de Israel, dincolo de templu, dincolo de sinagogă, dincolo de Imperiul Roman și a cuprins tot pământul. Dumneavoastră știți că Biserica creștină atunci când s-a născut, în secolul 1, a fost interzisă. 4 secole a fost interzisă, până la domnia lui Constantin, când la Milano s-a dat un edict și cultul păgân, care era religia oficială, legală a Imperiului, a acceptat în paralel și religia creștină. Mai târziu, religia creștină a primit putere și l-a scos cultul păgân afară. Însă, creștinismul întotdeauna a fost o religie persecutată. Astăzi este cea mai persecutată, întotdeauna a fost cea mai persecutată. Cea mai puțin persecutată este islamul, iar cea mai persecutantă este islamul. Potrivit organizației Open Doors, spre exemplu, un creștin din 7 este persecutat. Haideți să luăm 7 creștini. Unde sunt 7 creștini? Frații sunt 2, 4, 6, 8, 9. Imaginați-vă că 2 lipsesc. Ei, din aceștia 7, 1 este persecutat. Orice grup de 7 creștini, 1 este persecutat în lume. Asta înseamnă 6 nu sunt, al 7-lea este. Aici nu suntem persecutați. Asta înseamnă că sunt mai mult persecutați, spre exemplu în Afganistan. E țara numărul 1 care persecută creștini. 1 din 16 este omorât în fiecare zi. Un creștin moare în fiecare zi dintre 17 creștini. 1 este omorât. Dintre 17. La fiecare grup de 17, 1 moare. O dată pe zi. Mâine mai moare 1 din 17, poi mâine încă 1 din 17, poi mâine încă 1 din 17, în fiecare zi, în fiecare zi. Cum pot oamenii ăștia să moară pentru Hristos?
Sunt 7-6 de țări astăzi, legal, oficial, care au un grad ridicat de mânie, de răutate împotriva creștinilor. Sunt țări care persecută la un nivel ridicat creștinismul. În 8 dintre primele 10 state aflate în clasamentul statelor persecutatoare, religia majoritară este islamul. Dragostea, să știți că este o particularitate unică a creștinismului. Nimeni nu are. Fiecare religie din religiile mari au ceva ce este reprezentativ. La islam, îmi pare rău că trebuie să vă spun, dar reprezentativ este ura. De asemenea, budismul, care e tot una cu... este o religie din Asia și este... are și ea o reprezentare, dar nu este nici dragostea, nu este nici ura. Aș vrea să facem o rugăciune și... în urma la toate lucrurile astea pe care le-am spus, cine știe ce se potrivește pentru fiecare, aș vrea să vă gândiți la lucrul ăsta. Cât mai aveți dumneavoastră de trăit? Nu știe nimeni. Dacă mă întrebați acum 40 de ani, când aveam 20 de ani, sigur că aveam mai multă speranță decât am acum. Eram tânăr. Dar acum, dacă mă întreb la vârsta de 60 de ani cât mai am de trăit, mă gândesc că mai am 5, 10, 20, eu știu cât mai îmi dă Dumnezeu, poate mai puțin, poate mai mult. Dar oricum, la 60 de ani nu mai este prea mult. N-ar fi bine în seara asta să ne oprim înaintea Domnului, să ne întrebăm, Doamne, au trecut ani, am făcut și eu o casă, o căsuță, am făcut și eu un număr de copii, am încercat și eu să vin la biserică, să contribui și eu cât am putut, dar, Doamne, în ce măsură eu am împlinit ce mi-ai spus Tu să împlinesc? Du-te! Du-te până la marginile pământului, pentru că ai primit un medicament pe care trebuie să-l împrăștii. Vedeți, oamenii ăștia se duc acum săptămâna viitoare la St. Louis. Noi nu putem merge, dar ce putem face? Mi-a să știți că costă o grămadă de bani, benzină, mâncare, oamenii care vin să mănânce, ăia nu plătesc, ăia mănâncă și pleacă. Pe ce bani se face treaba asta? De ună zi a fost altcineva. Matthew va pleca cu soția lui în România. Daniel se va duce în South Africa. David va pleca din nou, nu știu unde. Și mulțumim Dumnezeu că se mișcă oameni din biserica noastră să meargă undeva. Nu putem merge acolo, dar ce putem face? Putem posti, ne putem ruga, putem să participăm financiar în măsura în care simțim călăuzirea Domnului. Oameni dragi, suntem aproape de revenirea Domnului Iisus și este important să împlinim voia lui Dumnezeu, pentru că noi credem că vom ajunge în cer și noi credem că Dumnezeu ne va răsplăti. El ne-a dat Duhul Sfânt după ce Hristos ne-a mântuit. El ne-a împodobit cu această mare autoritate pentru ca să-L putem servi, să avem putere, să avem curaj, să avem semnificație, să devenim relevanți. Pentru că Dumnezeu ne-a împuternicit, ne-a dotat, e ca un soldat foarte bine înarmat. Vă rog în această seară, dacă puteți, gândiți-vă la lucrurile astea, că și dumneavoastră aveți un suflet ca și mine. Și dumneavoastră sunteți trecători pe pământul ăsta ca și mine. Stați în fața Domnului și dacă e nevoie să vă cereți iertare, faceți lucrul ăsta cu toată libertatea. Și dacă e nevoie să vă angajați să faceți ceva anume, faceți asta cu bucurie, că de fapt cam ăsta este rostul nostru pe pământ. Să ne urmăm Stăpânul și să-L ascultăm. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă rog să vă ridicați și de asemenea să intrăm în rugăciune cu adunarea.